Prioritară este alocarea de bani pentru școli și în sănătate, nu 18 miliarde pe un parc. Prioritară este realizarea utilităților, apă, canalizare, curent, în cartiere întregi în turnul Severin și nu 18 miliarde pe un parc. Astfel îl somesc public pe primarul Constantin Gherghe și toată conducerea primăriei municipiului Drobeta Turnul Severin să cheltuiască decent și cu măsură banii publici, banii noștri ai tuturor, și să nu trateze bugetul local, bugetul primăriei, ca pe o pușculiță de partid, pentru că așa ceva este inacceptabil pentru Partidul Național Liberal. Parcul pentru modernizarea căruia municipalitatea dorește să cheltuie suma de 18 miliarde de lei vechi este cel situat în preajma Palatului Administrativ al județului. Liberalii consideră că suma este mult prea mare în comparație cu lucrările care vor fi efectuate acolo și care se referă strict la montarea câtorva băncuțe, la igienizarea fântânilor arteziene și la pavarea aleilor. Toate aceste lucrări cu care noi suntem de acord pot să coste maxim, în opinia noastră, 2-3 miliarde de lei, care este o sumă rezonabilă în comparație cu suma indecentă de 18 miliarde de lei cât este prevăzut în caietul de sarcini. În caietul de sarcini se precizează faptul că bordurile sunt deteriorate în parc. Domnule primar, vă atrag atenția că avem străzi în Drobeta Turnul Severin nenumărate care nici măcar nu au asfalt. Banovița, Gura Văii, Schela de Sus, Dudașul Schelei, zona aeroport. Acolo trebuie să meargă cele 18 miliarde de lei și nu în bordurile din parc. Modernizarea parcului Traian putea să mai aștepte, susțin liberalii care sar la gâtul executivului primăriei, în condițiile în care în Severin sunt zeci de cartiere care au urgentă nevoie de reparații. În caietul de sarcini se prevede faptul că se va schimba rețeaua de alimentare cu apă în parcul Traian. Domnule primar, avem cartiere întregi din municipiul Drobeta Turnul Severin unde nu există alimentare cu apă. Acolo trebuie să meargă cele 18 miliarde de lei. Liberalii au mai declarat că sunt de acord cu investițiile privind modernizarea orașului, dar nu vor accepta risipirea banului public pe lucrări despre care spun că ar fi supraevaluate.